acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Imagini de la Craiova, Complexul Sportiv Craiova, denumirea stadionului, atâta timp cât gazdă este FCU Craiova 1948, în acest derby local cu CSE Universitatea Craiova. Culorile sunt aceleași, emblemele sunt aceleași, petardele sunt aceleași, nu știu ce au cu roșu acolo. Da, să-și facă numărul atâta timp cât nu depășesc o limită. E adevărat că sunt foarte periculoase și UEFA sancționează grav. Mai curajoasă. Bună intrarea asta a lui Crețu. Foarte riscat ce a făcut Mascarenhas, pentru că s-a scos din joc pur și simplu. Bayram, Crețu este pe el. Bayram scoate portarul Popa. A făcut ceva treabă, că se de contractea. Și de litigii pe care le cam pierde din acest moment. Pentru că se întâmplă ca în multe alte cazuri la echipele din România care aduc jucători străini, care vin de prin Liga 3-a, eventual în cel mai fericit caz Liga 2-a, care... Clara lui Bahasa! Ceea ce nu e mare diferență. Îl ține în joc bancul pe bată. Asta da, este. Crețu. Vine jocul deviat. Am fi la fitură de la colț pentru oaspeți. Auza ne arată încă că știe fotbal. Asta este. Bine, nu e de oprit jocul, dar poate fi ceva rău. Oh, până la urmă este golul lui Chițu! Chițu și victima sa preferată! Universitatea Craiova, condusă în prelungirile primei reprize, acolo e o fază de revăzut Bauza Mitriță. Chițu! Ultimul său gol a fost marcat tot împotriva Craiova. Și asta se întâmpla în noiembrie. Chițu primește o pasă de gol de la căpățână. Cum a crezut căpățână că poate să intre prin alunecare acolo cu piciorul drept așa? Noi avem pauză aici. Golul lui Chițu face diferența. Intrarea lui Mitriță la prima bară și încă o dată trimite cu capul acolo Bayram. Bună poziție. Cine a scos de acolo? Button, greu de spus. Erau mulți acolo, dacă ar fi reușit să prindă cumva, sigur că e ușor de spus, colțul lung, aici nu era nimeni. Cred că mai degrabă e faul, pentru cu talpa sunt riscuri foarte mari. Aici e poziție bună pentru Bauza! Par prea complicate niște lucruri care ar putea fi rezolvate mult mai simplu. Bună presiune, doar că e singur. Că e singur în fața portarului atras. Pasa lui Bancu aici pentru Mitriță. Mitriță! Unde e Mitriță? E în poartă mingea trimisă de Mitriță. Bancu și Mitriță. De niciunde, ca și în meciul cu Rapid, apare Mitriță, care înscrie al 11-lea gol al său în acest campionat. Pasa este perfectă. Finalizarea asta poate părea ușoară, dar când este reușită de un fotbalist de calitate pentru care lucrurile astea ușoare sunt simple, pare treabă ușoară. Mâinile ridicate, portarul advers, nu-i deloc ușor. Dar mare merit are bani. Nu odată.
Vili, pasa bună. Vine Bancu, aici este Mateiu, scoate la Ivan. Ivan, minge care îl izbește. Are șansă până la urmă, că mingea nu se are mai bine la Baia Ram. Am scos Onici în lateral, ajunge primul aici. Corner pentru Oaspeți. Baia Ram! Gol! Baia Ram! 2-1 Universitatea Craiova. Două goluri marcate în 6 minute. Asta este perioada deosebit de productivă pentru echipa Oaspeți. CS Universitatea Craiova înscrie acum al 15-lea gol în ultimul sfert de oră al meciului. 15 goluri în ultimul sfert de oră. Din corner. Mingea asta a respins rău. Mingea a respins rău de Popa. Nu se duce nimeni. Nu știu dacă mai poate. Achim. Plasează bine mingea Baia. Ia fața și face 2-1, din nou reușește să întoarcă.